Astăzi este o zi specială, o zi plină de emoții, pe care le trăim pentru că mai e un pas și vom închide ușa clasei a patra. Pentru că mai e o oră și holurile școlii noastre vor fi pustii. Mai privim o dată în urmă, să nu uităm nimic din cei 4 ani petrecuți împreună. Sunt niște întrebări retorice. Nu fi supărată clasă, cu ferestrele inundate de lumină, cu băncile frumos aranjate, cu tablele pe care am scris atâtea cifre, atâtea litere, atâtea lecții. Nu fi supărată școală, căci copilăria elevilor mei rămâne aici, ghemuită, într-un ungher, sau alergând speriată la sunetul soneriei. Am fost și eu parte din bucuria lor, am împărtășit aceleași gânduri și sentimente și speranțe, zi după zi, lună după lună, an după an. Va trece vara și castanele se vor coace, și castanele coapte vor vesti o nouă toamnă. Clopoțelul va suna din nou, dar pașii voștri vor trece alte praguri, iar inimile noastre vor fi stăpânite de emoția unor noi începuturi. Mulțumesc pentru zâmbetul vostru, copii, pentru palmele mici pe care le-am ținut în căușul palmei mele atunci când am învățat să scrieți. Rămas bun copii, voi m-ați făcut să mă simt fericită și să simt că meseria de dască e cea mai frumoasă din lume. Sper să uitați umbra pe care am așternut-o uneori pe chipurile voastre, pentru că am încercat să sădesc în voi hărnicia, ambiția, măsura binelui. Rămas bun, dragi părinți, și vă mulțumesc că ne-am sprijinit unii pe alții, pentru că am fost o mare familie. Nu fiți triști. Alte brațe calde se pregătesc să vă ocrotească copiii, să vă fie sprijin, brațe pe care ei se vor înălța și sper să devină oameni spre bucuria și mulțumirea noastră. Să știți că bogăția unui dascăl e recunoștința copiilor, elevilor lui și a părinților. Acum vreau să vă transform pe dumneavoastră, dragi părinți, în elevi. Pentru că am să dau câteva diplome acelor familii care au fost alături de mine și care m-au sprijinit în activitatea nobilă de modelare a copiilor dumneavoastră. Distinție pentru sufletul părinților. Mulțumirea din ochii copiilor aduce fericirea și liniștea părinților, care vor modela cu grijă multe calități ale copiilor spre folosul și bucuria lor. Pentru aleasa calitate de om, pentru ușurința comunicării și pentru noblețea sufletească, se acordă calificativul foarte bine distinsei familii Ardelean. Chisem. Fira. Ciatloș. Chiper. Cârlogean. Cârlic. Simionescu. Thank you.
Fraglovski. Militar. Dragi copii, v-am pregătit o surpriză. Am să vă dau desenele pe care le-ați făcut voi în prima zi de școală, în clasa 1. Luci. Pe Mandel. Regina. Robert. Florin. Eric. Teodora. Andrei. Amela. Roxana. Bogdan. Robi. Așa ați început. E o diferență între ce facem acum sau ce ați făcut în clasa 4-a. Alte amintiri dragi pe care le-am descoperit în timp și le-am ținut ca să vi le prezint acum, la ultima noastră oră. Scrisori pe care voi mi le-ați scris la sfârșitul clasei 1, când ați învățat să scrieți. Manu. Bine, sunt multe greșeli acum. Eu încerc să citesc. Poate nici nu sună foarte bine toate frazele, propozițiile ce le-ați scris voi, dar nu contează, este gândul vostru și vreau să-l auziți. Dragă doamnă, am trecut clasa, ai fost foarte bună cu mine, am fost foarte cuminte, că mi-ați, și nu mi-ai scris nume, mi-ai scris mai departe, ai scris cu drag Manu. Că mi-ați. Nu știu ce-o vrut să scrie. Dragă doamnă, eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Vă iubesc mult, mult de tot. Mulțumesc că m-ați învățat să scriu și să socotesc și să citesc. Mie îmi place de dumneavoastră pentru că sunteți cea mai frumoasă învățătoare. Cu drag, Regina. Dragă doamnă, mi-a plăcut în clasa 1-a că m-ați învățat să scriu, să citesc, am trecut clasa 1-a cu drag doamna învățătoare. Scrisoare către doamna. Vă salut, doamna învățătoare. Vă mulțumesc pentru că m-ați învățat să scriu citit, socotit. Îmi place la școală. Cu drag Botan. Dragă doamna învățătoare, vă mulțumesc că m-ați învățat să scriu și să citesc. De la începutul clasei 1 m-ați învățat să scriu și să socotesc. Am învățat multe la școală, scris, citit și socotit. M-am purtat bine cu colegii mei. Cu mult drag, al tău elev Tănuț. Dragă învățătoare, ați fost foarte, foarte bună cu mine. Vă mulțumesc frumos din suflet. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați învățat să scriu și să citesc și să socotesc. Mie îmi place la dumneavoastră că vă purtați frumos cu mine. Și eu vă iubesc foarte, foarte mult. Dar nu știu cine a scris-o. Uite, mie este semnată. Apoi să fie scrisul, nu știu, nu-mi dau seama. Dragă doamna învățătoare, eu am venit în clasa 1 și în toamnă. Iar de la prima vedere am știut că o să mă placeți. Dar și mie îmi place de dumneavoastră. De-abia aștept să ne repetăm din nou în clasa 2-a. Cu drag, Roxana!
viitoare, vă anunț că în vacanță o să, o vreau să scrie Petre, probabil, ziua la țară. O să stau o lună la țară, după aceea voi veni acasă, după aceea voi merge la București. Mi-a plăcut în clasa întâi. Mersi că m-ați învățat să citesc. Mulțumesc că m-ați învățat. Cu drag, Eric. Dragă doamnă, cât de mult îmi place în clasa dumneavoastră și vă iubesc pentru tot ce m-ați învățat pentru toți anii ăștia. Eu sunt bucuros pentru că ne-ați învățat să citim, să scriem și sper să, că ne vom, că ne vom, probabil, nu știu, învăța și că ne veți, ar fi trebuit, na, învăța și anii viitori. Vă pup cu drag, Robi. Ce frumos! Dragă doamnă, mă bucur că am venit la numărul 2, pentru că e mai frumos, că învăț bine și mi-am mulți prieteni, probabil mi-am făcut, trebuia el, cu drag, Luci. Dragă învățătoare, în acest an școlar am învățat să citesc, să scriu cu ajutorul dumneavoastră. Serbările și excursia organizate au fost minunate. Mă bucur că sunt elevul dumneavoastră. Cu drag, Andrei. Ce? Dragă doamnă învățătoare, eu mă numesc Adela și sunt elevă în clasa 1. De la dumneavoastră am învățat multe lucruri bune, să scriu, să citesc. Că eu nu știam. Vacanța se apropie, serbarea abecedarului e în curând, doamna învățătoare ne-a dat cărțile de clasa 2, doamna ne-a spus că o să ne dea toate cărțile de colorat. Cu drag, Adela. Luci, e a ta aceea sau nu e a ta? Că am mai văzut aici acum una Lucian. Acum să fie atunci. Ăla-i scrisul tău sau ăsta? Nu mai știi. Eu cred că ăsta nu-i chiar al tău, că e cam... Nu știu cum o fi. Deci, Luci, rectificăm. Draga mea învățătoare, astăzi îmi iau adio de la clasa 1. Și vă mulțumesc că ați fost bună cu mine cu ochi blânzi. Și vă mulțumesc că m-ați învățat tot alfabetul, adunarea și scăderea. Cu drag, Lucian. Dragă doamnă, mă bucur că am venit în clasa dumneavoastră. Eu îl urăsc pe Robert și Dani pentru că vrea să mă bată. Semnat Ionuț. Aici mai am așa o scrisoare, probabil este a lui Daniel Sărac, nu știa să scrie, deci nu am... Așa, Sebi nu mai este și cineva o semnat Luci, dar probabil că... Nu știu cine o fi semnat, altceva. Și acum, ca o aducere aminte, am să vă prezint. Un material în PowerPoint. Rămas bun, clase primare. Promoția 2014. Vă aduceți aminte de școala altfel? Unde suntem aici? Unde suntem? La bibliotecă. Apoi am fost la mormântul eroilor, care este acolo mai jos în centru, da? Și aici este plimbarea noastră din oraș. Aici unde am poposit? La stat.